Anul școlar 2022-2023 va fi clar unul al schimbărilor. Elevii ar putea avea doar două note la fiecare materie, iar mediile se vor încheia doar la finele anului. De asemenea, vor fi 5 module de învățare, urmate de 5 vacanțe și nu se vor mai da teze. Mai puține note în catalog. La asta trebuie să se aștepte elevii în anul școlar 2022-2023. În acest an școlar, elevii adună, de exemplu, la limba română 10 sau chiar 12 note. De anul viitor vor avea doar 2 pentru o medie, iar pe parcursul celor 5 module, profesorul trebuie să îl noteze pe elev fie verbal, fie prin proiecte specifice materiei. Ministerul Educației spune că este un sistem folosit și apreciat în 24 de țări europene. Era bine cum era înainte. Acum fac tot felul de schimbări, de fiecare ministru când vine face câte o schimbare și uite așa, amețesc copiii. Dar credeți că avea nevoie sistemul de învățământ din România, nevoie de o schimbare? Da, dar nu în felul ăsta. Da, ar trebui modernizat și ar trebui să învețe ce e nevoie, nu să facem meserii ce nu ies din bănci școlii și nu știu nimic. Ar trebui ce e azi, să actualizăm cam așa ceva. Credeți că era nevoie de o schimbare în învățământ? Da, cred că da. Au avansat cu știința asta și cred că se merita să fie un pic mai... modern. Modern, da. Anul școlar viitor va începe mai devreme, pe 5 septembrie, iar semestrele vor fi înlocuite cu 5 module, alternate cu 5 vacanțe. Vacanța din luna februarie însă nu are deocamdată o dată fixă. Sorin Câmpeanu a mai declarat că e în calcul ca la bacalaureat să se dea examen nu doar la limbile engleză, franceză și germană, cât și la italiană sau spaniolă. Experții din educație lucrează la modificarea regulamentului intern de organizarea unităților de învățământ, iar până la finalul acestei luni, noile norme vor fi făcute publice.